și rădăuțenii au marcat Ziua Universală a ei. Primăria Municipiului Rădăuți, Consiliul Local, Casa Municipală de Cultură și Muzeul Etnografic Samuil și Eugenia Ioneț au organizat joi 24 iunie o serie de evenimente culturale-artistice, evenimente dedicate minunatului nostru port tradițional. Astfel, atât rădăuțenii cât și turiștii din zonă au putut vizita, alături de expoziția permanentă din cadrul Muzeului Etnografic, o expoziție temporară numită Ziua ei, ce aparține Auricăi Taielup. Bună ziua și bine ați venit la Muzeul Etnografic Samuil și Eugenia Ioneț. Astăzi, 24 iunie, de sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, românii sărbătoresc sânzienii. În mitologia românească, sânzienile sunt zânele bune. Tot astăzi sărbătorim cea mai frumoasă piesă din costumul popular românesc, Ia. În cinstea acestei zile, autoarea expune piese inspirate din tradiția populară, realizând lucrări de factură modernă. Bună ziua, mă numesc Taielup Aurica și am hotărât să fac o prezentare de ei, cumva tradiționale, dar cu accente moderne. Astăzi, ca fiind ziua ei, mi-am dorit foarte mult să aduc ceva nou, contemporan și să transmit noilor generații ceva nou, să atunci când poartă aceste rochii sau bluzițe sau ei, să se simtă foarte deosebit, modern și în același timp liber de a crea ceva frumos. De unde a pornit ideea dumneavoastră de a moderniza o ie tradițională? Doresc foarte mult ca generațiile viitoare să poarte o ie cu caracter, cu mândrie și să transmită mai departe ceea ce au primit moștenire de la strămoși și sper că o să meargă să fac ceea ce mi-am dorit. Dar crezi că noua generație mai știe să aprecieze portul popular, tradițional? Da, fiindcă am văzut foarte mulți care apreciază chestia asta și chiar îmi scriu și sunt cumva mândri și că avem acest dar avem această tradiție, aceste obiceiuri și putem să le transmitem în continuare. Dar ideea de ie modernă a fost bine primită de către oameni? Da, bineînțeles, fiindcă este ceva nou, este un element mai diferit față de iile tradiționale, se poartă mai lejer, mai comod, mai diferit în toate sensurile posibile. Vedem în dreapta noastră trei rochii de mireasă cu tentă tradițională. Această idee de unde a pornit? Ideea vine de la urma să mă căsătoresc și trebuia să am o rochie de mireasă. Nu mi-am dorit ca să o cumpăr, că știind că pot să o fac eu. Și atunci am încercat să implementez tradiționalul cu modernul și să realizez aceste rochii de mireasă cu elemente din portul popular.